Delegația din Germania a vizitat orașul Mioveni după ce a avut întâlniri de lucru cu reprezentanții județului și mediul de afaceri argeșean pentru a stabili noi oportunități de dezvoltare. Una dintre acestea este construirea parcului tehnologic de la Mioveni, un proiect îndrăznesc prin care autoritățile locale vor să unească companii, știința și educația. We had some good discussions here already from political side, administrative side and business sector. To see that all of them are linked and have the same vision and the same ideas to develop Mioveni as a region, as a strong industrial region, is a good basis for more things. And then all the infrastructure projects will be possible to do. Mioveni reprezintă o oportunitate pentru orice investitor de orice fel, fiindcă este o zonă în plină dezvoltare, un partener credibil, serios, cu o administrație publică locală dornică să facă, motiv pentru care noi sperăm ca acesta să fie un prim pas pentru ca împreună să facem o construcție solidă. Oaspetele din Germania a ținut să precizeze și faptul că la Mioveni este cel mai mare factor economic al țării, uzina de automobile Dacia, unde se fabrică mașini cu un mare succes pe piața externă. Printre obiectivele vizitate de oaspetele neamț s-au numărat Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, podul peste râul Argeșel aflat în lucru, dar și Liceul Tehnologii Construcții de Mașini Colibași.